Salutări, sunt Mihai, lucrez la magazinul colecționarului și suntem la antepenultimul set de numere al revistei Subaru. Vreau să spun că acest număr a fost unul destul de drăguț și am format foarte mult din caroserie și vreau să vă spun despre ce este vorba. Adăugăm în acest număr stopurile spate. Deci sunt super faine. Ceea ce mai adăugăm la caroserie este aripa față. Acesta se prinde în două șuruburi și trebuie să fim atenți la partea asta de sus. Trebuie să apăsăm cu degetul pentru că intră destul de greu aripa și șurubul are foarte puțin loc să-și facă filet. Dacă nu împingem cu degetul de aripă și nu strângem spre interior, cu siguranță că nu vom prinde bine caroseria. În ultimul număr ne apucăm de montat piesa asta super mega drăguță. Este vorba despre far și îl montăm pe cel din stânga. Este un montaj destul de anevoios, să spun așa, pentru că farul se prinde împreună cu spatele acestuia de caroserie, după care se pune întăritura din spate în far, după care se prinde cu două șuruburi farul de întăritura din spatele farului. Deci este o chestie destul de complexă, dar foarte, foarte plăcută. Haideți să ne apucăm de montaj. Încet, dar sigur, ne apropiem de ultimele numere al machetei. Mă deranjează enorm că piesa asta nu este lipită așa cum trebuie în zona asta și nu stă cum mi-ar plăcea mie, dar sperăm că se rezolvă problema. Avem piesele acestea. Care sunt niște piese care țin portbagajul. Trebuie să fim atenți, piesa aceasta marcată cu R, ea va veni în zona aceasta, cealaltă piesă va veni aici și folosim două șuruburi LM ca să le fixăm. Ok, partea ușoară a trecut. Trecem la următorul pas, care va fi unul nu greu, dar mai degrabă anevoios. Trebuie să adăugăm pe caroserie piesa asta, portbagajul, haionul de la portbagaj. Se introduce în felul acesta. Și, din păcate, eu nu am la mine bande de mascare ca să pot să lipesc, ca să țin puțin piesa. Ca urmare, îl voi întoarce și voi încerca să-l țin cu mâna până adăugăm piesele aferente. Peste tot folosim șuruburi EM și trebuie să fim atenți la direcția piesei. Încerc să-mi dau seama, deci, când mașina este cu roțile în sus, piesa din stânga este cea dreaptă și cea din dreapta este stânga. Piesa asta este numerotată R și va trebui introdus din spate spre față. Îmi cer scuze, fix invers. Din față spre spate ca să prindem portbagajul. Încerc să văd dacă greșesc sau nu. Am spus bine la început, avem un pin, acesta vine din spate spre față ca să putem să-l montăm corect. Thank you.
Avem portbagajul montat, am folosit șuruburile EM, ne-au mai rămas două, eu am să le arunc și trecem încet la următorul număr. Să vedem dacă se închide portbagajul cum era de așteptat. Perfect. Aoleu! Avem un fund extraordinar la mașinuță și eu încă stau pe gânduri dacă voi dori să adaug elaronul sau nu. Trecem la următorul număr care începe să fie destul de interesant și drăguț, deoarece începem să montăm stopuri. Deși aveam impresia că nu va trebui să folosim caroseria, din păcate totuși lucrăm și cu caroseria. În primul rând, piesa roșie o pun deoparte și voi extrage două șuruburi EP. Sunt de plastic. Va trebui să luăm caroseria noastră. Și teoretic, acesta se va monta în colțul acesta. Da. Iar acum vine o parte care nu îmi va plăcea deloc. Trebuie să montăm stopul. Cum să fac ca să se vadă bine? Deci stopul se montează strict așa deasupra și se folosesc două șuruburi MW ca să prindem sticla de caroserie. Procedura se va repeta și cu următorul număr. Adică cu 89. Ok, vom continua în spate cu șuruburile MW. Am să întorc mașina cu roțile în sus, sperând că veți vedea mai bine ce se întâmplă aici în spate. Ideea e că plasticul ăsta doar se pune așa, atârnând aici. Și folosim șuruburile MW ca să îl fixăm cum trebuie. Nu trebuie strânse nici foarte tare pentru că riscăm să crăpăm plasticul. Trebuie să avem puțin simț la mână să vedem cum e. În mare parte încerc să vă arăt spatele, dar din cauza unghiului de la cameră nu merge chiar așa. Avem spatele de la Subaru, este extraordinar și chiar este o bijuterie de machetă. Trecem mai departe la următoarele numere și anume numărul 90, unde începem să montăm, ați ghicit, aripa. Am să dau zoom in să vedeți ce se întâmplă. În primul rând va trebui să punem sticla. După care adăugăm semnalizarea. După care folosim un șurub EM ca să o fixăm în poziție.
partea cea mai ciudată este că va trebui să prindem aripa de caroserie, lucru care pe mine nu mă încântă deloc, pentru că am încercat să fac un test fit și și așa este destul de greu ca să montăm piesa pe sub șasiu. Dar haideți să vedem. Este vorba de aripa stângă. Ca urmare vom pune caroseria așa. Aripa aceasta vine aici și folosind, haideți să vedem cum vine. Sigur așa vine. Da, folosind șuruburile ZM, îl vom fixa cum trebuie în caroserie. Problema cu filetele astea, cu șurubile astea, este că nu prea vrea să prindă filetul pe partea de sus a caroseriei, lucru ce nu știu cât de bine este, având în vedere că este totuși o piesă metalică care ar trebui să fie prinsă foarte, foarte ok. Trecem la ultimul număr din acest set de numere și anume la numărul 92, care pare să fie un număr foarte drăguț. Și extragem piesa noastră favorită cu care am început această călătorie și anume numărul 1. Avem foarte multe tipuri de șuruburi și revista ne spune, haideți să dăm un zoom in. Să începem să montăm piesele pentru far. Avem piesa aceasta care se va monta în zona aceasta, dar înainte de a monta piesa aceea, trebuie să spunem sticla farului. Deci, acesta este fără sticla, adăugăm și sticla. Și împreună va trebui să adăugăm farul nostru așa pe caroserie. Folosim șuruburi EM două bucăți. Sunt foarte, foarte curios. Aoleu, e extraordinar ceea ce a ieșit. Place la nebunie, doar că va fi foarte interesant să montăm bara față cu farul instalat. Mie mi se pare puțin absurd. Dar hei, asta se cere, asta montăm. Revenim la piesa noastră. Nu se pare că am reușit să zgâriu vopsea undeva. Și trebuie să adăugăm și piesa asta a farurilor. Nici nu știu cum. Mm-hmm.
Așa oare? Exact, folosim un șurub epe. Iar acum vom folosi două șuruburi YM ca să montăm farul pe poziție după ce destrângem puțin din punctul ăla, deoarece se pare că ăla este butonul de reglare a farului. Foarte greu montajul acestui far, să fiu sincer, dar l-am obținut și vom trece curând mai departe la următorul set de numere, unde vom instala celălalt far. În mare parte cam atât, mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vom vedea curând cu penultimul set de numere, se pare.